Ce fac, băieții, și bine ați venit la un nou episod cu Challenger pe canal în FIFA 22 Draft spre Glorie. O revenire a acestei mini-serii. Dacă și ție îți place, nu uita să apeși butonul de like. Hai să încercăm să ajungem la peste 2500 de like-uri dacă mai vrei să vezi Challenger pe canal. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere, ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Fiți atenți ce reguli șmechere avem pentru acest draft, nu am mai încercat asta niciodată până acum. În acest draft nu vom avea voie să alegem de două ori același tip de card. De exemplu, dacă ne-a picat un Team of the Year și am ales acel card Team of the Year și în alt player pick ne pică încă un Team of the Year, nu mai avem voie să îl alegem. Singura excepție de la această regulă o să fie momentul în care va veni un player pick în care toți cei 5 jucători sunt feluri de carduri care deja au fost alese înainte. Deci nu avem nicio opțiune care să ne salveze. O să fie cu tactică, o să vedeți. Dacă pică un icon, stai și te gândești, băi, să-l iau pe ăsta sau poate pică altul. Dacă pică un Future Stars, îl iau pe ăsta sau poate pică altul. O să fie foarte, foarte interesant de văzut. Hai să alegem în primul rând sistemul de joc pe care o să-l folosim. Etena. Greuț, fii atent că e greuț cu sistemul ăsta de joc. 4-2-3-1. 3-4-3 flat, 5-2-1, 2-4-5-1 și 4-4-1-1. Cam 4-2-3-1 e cea mai bună de aici. Hai să mergem 4-2-3-1. Să vedem capitanul. Fii atent, Oviță. Avem Hero Joe Cole și 4 carduri gold. 4 carduri gold rare. Goretzka are Team of the Year nominee. Sunt multe hero-uri care sunt mai bune decât Joe Cole. Fii atent. Îl iau pe Goretzka. Și hai să vedem, atacant central, ăsta e un jucător foarte, foarte slab. Avem non-rare gold, nu avem alte opțiuni aici, nu prea contează. Franța 1, Anglia 1, Turcia. Hai să luăm pe Mama Balde. Ok, deci am luat la început cam cele mai slabe carduri, gold, rare și non-rare gold. Hai trecem pe ce am și aici, sigur avem ceva bun. Oh. Băi, ce frumusețe, foarte, foarte frumos. Avem Lucas Moura Winter Wildcard. 4 stele la skill moves, 4 la weak foot, șmecherie de tot pe speed boost de la agility 97, balance 97, foarte fain. Bruno Fernandes mi-ar ține bine mijlocul, Müller îți ia bine cu Goretzka, dar hai să fim serioși, mergem pe un Lucas Moura Winter Wildcard. Continuăm pe ce am eu, Viță, nu uita de chemistry, tată. Mamă, ce frumos a picat, fii atent și tu! Future Stars. Nu avem două carduri, avem, ba da, Kessie și Smith Rowe. Dar iau pe Smith Rowe, Future Stars, 5 stele la weak foot, un card foarte, foarte bun. Mergem pe el. Deci s-a dus și un Future Stars. Ok, pe CDM. Hai cu tata pe CDM. Avem sigur ce... Declan Rice. Băi, iese foarte fain acest draft. Fiți atenți. Adidas Numbers Up, Rice, I Normal, Arnold, Sangare și Dorș. Și Dorș ăsta... Nu ne interesează. Declan Rice. Ok, s-a dus și Adidas Numbers Up. Fundaș stânga. Ce avem noi pe fundaș stânga, bunicel? Fii atent, fii atent, fii foarte atent. Dacă iau Joao Cancelo, înseamnă că dacă îmi pică Joao Cancelo, Team of the Year nu mai pot să-l iau. Dar oricum acest Cancelo are un card foarte, foarte interesant. Ne ajută și la chemistry și nu prea are rost să mă complic cu Delane aici. Ok, Joao Cancelo și ce fel de card este acesta? UEFA Champions League Team of the Group Stage. Ok. Bun, hai să luăm Joao Cancelo. Facem trupă bună până acum, surprinzător. Ia să vezi tu ce fain ies. Pe fundaș. Iau, tati, nu s-a luat discuție. A venit și un Ruben Dias. Și n-am luat niciun Team of the Year până acum. Se potrivește perfect. Perfect, super tare. Pe ce bea acum pe partea asta, aici e mai complicat. Aici nu stăm atât de bine. Fii atent. Deci avem carduri pe care, tipuri de carduri pe care le-am ales deja. Avem non-rare gold și rare gold. Deci avem putem să luăm pe oricare aici. Ne ajută oare vreunul? N-ai cu cine. Doar Saint-Just ar fi, știi? Un pic. Ok, Saint-Just să fie. Hai să vedem pe fundaș dreapta. Avem câteva carduri speciale. Sigur aici. Fii atent, Oviță. Avem informuri. Informuri am luat până acum? Nu, n-am luat. Ai Aspi, ai Cuadrado și Faraon. Niciunul nu-i chemes. În schimb, ai și James și Suarez. Absolut niciun card de aici nu îți ia chemes. Dar am putea să mergem pe logica că... Schimbăm acea apărare cu Premier League. Poate
Deci să luăm pe James aici. S-a dus și un headliners. Portar. Un icon aici? Dar ești sigur că ai vrea să iei icon aici, Oviță? Nu, eu nu pic icon, deci nu avem probleme. E un inform. Handanović nu ia cu decât Hradecki te scoate un pic. Complicat. Luăm pe Hradecki să fim siguri de o treabă acolo. De s-a dus și varianta de inform. Și m-aș duce... Încă nu mă duc pe portar, nu? Că poate schimb fundaș și centrali. Hai să vedem. Jaume Costa, Traore, Marcelo. Din nou avem carduri pe care... tipuri de carduri pe care le-am ales deja. Deci putem să luăm ce vrem noi de aici. Hai cu Davis. Poate facem niște combinații. Ia! Acum! Fii atent! Team of the Year nominee. Ți-a dat și un Digne, Spinazzola și Rudiger. Interesant Rudiger ăsta. Dar hai să fim serioși, mult mai interesant e Kyle Walker, Team of the Year nominee. N-am luat până acum Team of the Year nominee, putem să luăm pe acesta și o să ne ajute aici. O să jucăm ceva de genul acesta. Hai cu portarul! Aveam nevoie la portar, Dumnezeule. Am luat, ăsta ce este? Puțin Ramsdale este headliner. Am luat din toate cardurile, deci putem să luăm pe cine vrem acum, pentru că deja au fost alese aceste carduri înainte și nu avem opțiune către ceva nou. Păi, Ramsdale de la Arsenal arată bine, ia cu Walker șmecheria și are ăla. Să mergem pe Ramsdale, ok. Ramsdale să fie, începem în 76 chemistry. Ok. Ce ame? Hai, tătică, ceva bun? Ce ăsta e? Foot freeze ăsta? Foot versus fire. Ok. Am luat tot ce era de luat înainte, Sava, adică informul și non-rare gold-ul. Luăm și acest foot freeze, care ia chemistry. Foot versus fire. Ok. Continuăm cu un pic care nu prea... nu ne interesează deloc, nu, Oviță? Anglia 1, RM. Nope. 86 chemistry. Nu stăm chiar atât de rău pe chemistry. Un icon. Oh, pică zis un icon. Băi. Eu vă spun, microfonul ăsta e conectat la sediul de la EA Sports, mă, și aud băieții, m-am zis, hai că înainte a picat, ești nebun. Oricum nu aveam voie, fii atent, și cum e jocul ăsta, nu aveam voie să luăm pe Modric, pentru că l-am luat deja pe Lucas Moura, Winter Wildcard. Barella n-aveam voie pentru că am luat deja pe Goretzka, non-rare gold, și informul la fel. Eram obligați la Zizou, care intră frumos de tot aici. În ce 92 la chemistry. Ce frumos a intrat. Și continuăm acum. Probabil... ești nebun. Ce facem, Oviță? Fii atent. I-am luat headliners. Am luat Salah. Am luat și inform. Aici rămâne întrebarea. Salah sau Messi? Messi pentru finish shots. Bun. Continuăm. Încă un jucător bun aici. Oviță. Am luat hero. Suntem obligați. Fii atent. Obligați aici, am luat rare gold, suntem obligați la Kane, la Hero Kane. Hai să luăm și cred că o să ia frumos acolo, uite ce frumos ia cu Lucas Moura. Mamă, cum s-au legat băieții mei. Arată super echipa, nu mă așteptam niciodată să iasă de frumos. Aici am luat deja, mergem pe Di Maria, mai avem 4 speranțe. Așa mari, ca să fiu sincer, nu prea... am de la ultimele 4 player pick-uri, știm povestea. Oviță, fii atent, ăsta e Team of the Group Stage, nu? Champions League Team of the Group Stage, dar ai luat și informul atal. Deci avem voie la Vini, mamă, pe super sub. Super! Rule Breakers, nu? Diaby, obligați la Rule Breakers. Ok, obligați, nu avem niciun card Rule Breakers în echipă. Diaby să fie, aici din nou avem voie la oricare card. Și ultimul, nu-i nimic în ultimul, dar... nu prea contează, ca să fiu sincer, ne-am făcut deja o echipă extrem de bună și extrem de competitivă. Arată foarte bine băieții noștri, sunt top. Și fii atent că nici ratingul nu o să fie chiar atât de slăbut. Stăm binișor, un 89, aproape de full cam. Claude Maurice poate să joace și în apărare, la mijloc acolo împreună cu Declan Rice, să-l urc pe Zidane în față. Arată fine rău echipa, fine rău de tot. Luăm și un manager, ce ne ajută pe noi? Un Premier League cred că ne dă 99 chemistry, un francez ne dă 100 chemistry, Franța. Băi, n-a fost să fie, da, uite că și Premier League-ul ne dă, crește 7 la Walker și cred că Smith, deja nu contează, și James că era cu right wing back. Ok, Pep Guardiola ne duce în full chemistry și iese absolut... fabulos acest draft, nu mă așteptam niciodată ca un astfel de challenge să ne aducă o echipă atât de variată. După cum vedeți, în primul 11, stai mă, stai, ieși o viță, ce faci?
vreau să vorbesc și eu cu băieții. Vreau să, în primul 11 avem, în afară de aceste două carduri headliners, am avut voie să le luăm deoarece în player pick-ul respectiv aveam doar tipuri de carduri alese deja anterior. În afară de acel pick avem doar carduri diferite. Team of the Year nominee, Team of the Year, Team of the Group Stage, Adidas Numbers Up, avem Icon aici, avem Foot Versus, avem Hero, avem Future Stars și Winter Wildcard. Absolut superb! 4-4-2, 87 chemistry, nu-l interesează. Joacă în serul Team of the Year, Ramos, Lewandowski, Sané. Interesantă echipă. Oh, doi jucători. Ok. Nu-s mare fan așa ceva. Adică o să fie un pic mai greu. Smith Rowe, hai tati. Ce bine vine Zizou, te-a peste pasă o viță, peste, mă. Wow, cum a venit Sergio Ramos acolo, tată. Sergio Ramos era să ne-o pună pe tavă. Lucas Moura. Nu ratează, tati, 1-0. Rapid, minutul 11. Oh, cum era să intre de acolo. Superb șutul lui Robbie Keane. Smith Rowe cu stângaciu peste poartă, din păcate. Keane, Keane! Offside oare? Lucas! 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 3-0 și se leagă perfect echipa. Keane, lobul este impecabil. 4-0 și ăsta e match. Ia vezi aici, ia vezi aici, Lucas! Ce frumos construise, în păcat! Încă unul! Nu! Da pe lângă! Cred că am ținut eu greșit acolo cu analogul. Dai seama că dacă era 0-0 sau 1-0 pentru adversar și ratam pe asta. Scripting îngrozitor, cât bulan a dat adversarul, acum la 4-0 pentru mine, știi? Hai că poate să zicem că am ținut eu analogul ăla greșit. Hai să dăm și așa. Oh, superb, Smith Rowe face 5-0. Oh, nu, bara. Păcat, autogol, îmi pare rău de asta, de autogol ăsta. Oh, ho, 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 cum era să intre de acolo, ce nebunie. Arata Brazilian Rice, dar tot intră în poartă. O, ce pasă superbă! Scoate portarul și... apără frumos navaz, n-am ce să zic. Magic Zizou! Absolut magic acolo! Ce 8-0, doamne, ce nebunie de prim meci! Transversal, ești nebun. Morris, Morris, Carl Morris face nou.
Hai să vedem meciul 2. Kylian Messi, N'Golo Kanté, 5 fundași. Aștia cu 5 fundași împotriva 4-2-3-1. E cam cel mai bun sistem de joc, că te prinde acolo 3 fundași pe un atacant, 3 mijlocași pe un CM. E complicat pentru noi meciul ăsta. O, Dumnezeule, ce pasă a dat Messi! Ce pasă a dat Messi și lobul! Lui Smith Rowe este perfecțiune! Vai, ce pasă a dat Messi! E genial pe pase! Și lobul! Lui Smith Rowe este perfecțiune! Mamă, ce să-i faci, frate, Mbappé? Mai ce să-i faci? Uite, știu, trece prin... E prea bun, e prea bun! Prea bun cardul ăsta! Bă, da fuge ăsta, bă, băiete, Mbappé, zeuț. Ia vezi centrarea. Poate. Nu cred. Bine, mă, dă Messi din rebound. Dar nu cred că a scos-o portarul cu un reflex, știi, din 3-4 metri. Dumnezeule, ce Spider-Man. Zizu, scoate Henderson? Din nou? Și a treia oară o prinde în final. Era gol acolo. Zizu, nu, o viță prea mult acolo la lob. A ieșit la 2-1 pentru noi, ok, nicio problemă. Ok, Chemesti 91, un Mbappé de 93 e bombă, Martial 81 foarte periculos, are apărare bună și mijlocul cu Kanté, cu Fofana, bare la off-cam total, ok. Smith Rowe, ce ratare! Și e gol, nu? Cred că e offside, știi? N-a fost offside. 1-0 acolo. Offside. Nu e, băi, ești nebun. Nu e offside. Ha, 2-0! O scoate pe asta Ramsdale-ul. A scos-o golenelul. Fii atent aici, Oviță, fii atent, foarte atent. Bine, băi, Lucas Moura, băi, ești nebun. Bine, Ruben Dias, zeu acolo. Mesică, ia, poate cu finesul? Nu m-a ratat, ești nebun. Și cu portar, nu cred că mai vrea să mai joace. Na, cred, a pus pauză, a văzut că e cam greu și cred că iese. Yep. Marea finală, 4-4-2, suntem de joc bun, apărare bună, Kunde, cu Marquinhos, team of the year, Hakimi pe dreapta. Corea bun, în atac, Vinicius foarte bun. Văd tema stelei. Ok, poate în român. Cahill ăla sigur îl scoate după minutul 1 și pe Thiago. Frumos, Smith Rowe, mută portarul, golanul ăla, salva portarul. Puf! Ai zis, tata, a doua șansă mare, îl salvează iarăși portarul. M-a prins aici, n-ai ce să mai faci, Oviță. Uite, frate, și tu, mută portarul la lung, dar tot are timp, deși a greșit, a mutat greșit, să vină portarul înapoi. Păi n-are niciun sens, frate, vă spun treaba asta.
Nu cred, frate. N-ai cum. Ce combinație frumoasă acolo. Facem 2 la 1. Foarte, foarte frumos. O bară din nou, cât bulan. Cât bulan îl păcărisem acolo cu fake shot-ul. Cu cancel shot-ul, pardon. Dar de ce ava, frate? Pentru că al meu s-a hotărât să tragă mingea în bară, din păcate. Asta este jocul. Poate acum, nu, în blocaj. Poate acum, în final, Smith Rowe face 2 la 2. O, tackling în ultima secundă a secundelor. Hai, tată, se duce, îl mută la lung, eu dau la scurt și tot o scoate. Nu-i offside? Oh, nu-i offside! Nu cred! Olo, tati, dă totul băiatul, bravo, ia și roșu. Smith Rowe, hai tată cu egalarea, mă. Mergem unde mergem, la penaltiuri. Da, bine, bravo. Normal că n-ai ratat în primă. A dus, mă, tot acolo. Da, bine. Ne-am obișnuit cu jocul ăsta în care se câștigă pe nedrept, dar asta e. Dacă ne uităm la statistici și la ocazii, nu e aici nicio discuție în legătură cu cine trebuie să câștige. Și asta nu e că nu sunt eu fair, pur și simplu, ăsta e adevărul. N-ar trebui să ne ferim de el atunci când un jucător mai slab, care joacă mai prost, câștigă. Dar ăsta e jocul. Dacă vouă vi s-a părut că nu am dreptate, lăsați un comentariu mai jos. Adversar decent, dar per total, dacă ne uităm la stats, net superior. Am fost, din punct de vedere al ocazilor, absolut tot. Da, uneori, știi, sunt mulți oameni din YouTube care o ard așa, da, GG, pana mea, nu spun cu adevărat ce au în cap, știi? Adică GG și ei, deși ar spune ce ar spun eu, dar preferă ei să fie super, mega fair. Asta e falsitate totală, vă spun eu. E foarte important să spui ceea ce gândești, ceea ce simți, cât timp faci asta într-un mod civilizat. Și mie mi se pare că jocul ăsta, pe cuvânt, este uneori o porcărie absolută. Hai să vedem premiile. Jumbo Premium Gold Pack. Pa, 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 pa. Nimic în primul. Oricum, draftul pe care l-am construit extrem, extrem de frumos. Hai să vedem, poate se salvează cei de la EA Sports cu acest ultim pachet? Ho, nici aia 15 care i-am făcut, oricum asta e totul pentru astăzi. Vă pup, o viță, și ne vedem în clipul următoare. Pa, pa!